a rupt tăcerea cu privire la actrița porno Stormy Daniels, care afirmă că a avut o relație cu el. Presubliniere dintele american Donald Trump a rupt tăcerea cu privire la actrița porno Stormy Daniels, care afirmă că a avut o relație cu el, dând asigur că nu subliniere tie nimic despre plata sumei de $130.000 pe care aceasta a primit-o în schimbul tăcerii sale, relatează AFP, conform News. Stormy Daniels, pe numele ei real Stephanie Clifford, afirmă că a avut o legătură cu magnatul în domeniul imobiliar în 2006. La acea vreme, Trump era deja căsătorit cu actuala sa socie, Melania. Ea a depus un recurs în justiție, la începutul lui martie, împotriva presubliniereintelui american, în vederea invalidării unui acord de confidențialitate încheiat în noiembrie 2016, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, pe motiv ce miliardarul nu a semnat personal documentul. Donald Trump este la curent cu plata $130.000 efectuat către aceasta de avocatul său personal Michael Cohen? Nu, a răspuns el, întrebat de jurnalii sublinierea la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One care l-a ducea la Washington. De ce a făcut avocatul acest plat? Trebuie să le întrebați pe Michael Cohen. Michael este avocatul meu. Trebuie să le întrebați pe Michael, a răspuns miliardarul, care s-a exprimat pentru prima oară în mod direct în acest dosar. De unde a luat bani pentru ca să facă acest plat? L-a întrebat un jurnalist. Nu, nu subliniere tiu, i-a răspuns el. Avocatul actricei porno Michaela Venati a reacționat imediat la declarațiile presubliniereintelui, punându-i la îndoială sinceritatea. Suntem nerăbdători să verificăm veridicitatea pretinsei nesublinierepince a domnului Trump cu privire la viramentul la $130.000, a scris el pe Twitter. A subliniere acum ne învac istoria, un lucru este să faci declarați mincinoase în fața presei sublinierei alta să o faci sub jurmânt, a declarat el. Nu poți să ai un acord de confidențialitate atunci când una dintre părți afirmă ce nu subliniere tie nimic, a adugat el, apreciind ce recursul său în justiție tocmai s-a consolidat în mod spectaculos. Avocatul celui de-al 45-lea presubliniere dinte al Statelor Unite sublinierei cel al lui Stormy Daniels sunt angajați de mai multe săptămâni într-o luptă neîncetat în tribunale sublinierei prin intermediul presei. La începutul săptămânii, un judecător federal din Los Angeles a respins cererea actricei de filme porno care dorea ca presubliniereintele să depună mărturie cu privire la acordul de confidențialitate. Actrica a făcut devluiri la sfârșitul subliniereitului martie, în emisiunea CBS 60 Minute, o emisiune care a atras aproximativ 22 de milioane de telespectatori, un record de audiență al programului de la un interviu cu cuplul Obama în 2008.
În acest interviu, ea spunea ce a avut o relație sexuală cu promotorul imobiliar newyorkez, în iulie 2006, în marja unui tuneu de golf la Lakeeta Hoe, între Nevada sublinierei California. Actrica sublinierei omul de afaceri ar fi rămas în contact timp de un an, potrivit ei, din cauza ce Donald Trump i-a promis un loc în emisiunea de televiziune de Celebrity Apprentice, rămas doar o promisiune. Alt femeie, Karen McDougal, o fost plaimată de la Playboy, s-a adresat de asemenea justiciei, recent, pentru a obține să fie eliberat de o clauză de confidențialitate cu privire la o relație de 10 luni pe care afirm ce a avut-o cu magnatul în domeniul imobiliar. Într-o plângere depusă la un tribunal de la Los Angeles, avocații au denuncat presiuni sublinierei amenincări vizând să o fac să păstreze tăcerea, dar sublinierei calomnii din partea echipei lui Trump menite să o discrediteze.